Sâmbătă 9 septembrie 2018 mă aflu în orașul Întorsura Buzăului din județul Covasna, la sediul Colombodromului Internațional Transilvania, unde particip la desfășurarea etapei derby finale de la Budapesta. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu unul dintre veteranii sportului colombofil din zona Brașovului, din Schei Brașovului mai exact, da? Domnul Sabo Ladislau, pe care îl salut. Vă salut, domnul Sabo, ce faceți? Foarte bine. Cu porumbei de la 6-7 ani am înțeles că îi creșteți. Da, de la 6-7 ani cresc porumbei. Am avut porumbei primari în Schei Brașovului, după aia m-am mutat în centrul Brașovului, pe la prin anii 84. Până în anii 89-90 am avut porumbei în centrul Brașovului, unde am fost membru al centrului Columbofil Brașov. Am fost tehnic. Da. Tehnicul sportiv al orașului Brașov. Am avut și ceva rezultate, după care am în anii 90 am emigrat în Belgia. Și acolo am stat 28 de ani. Și a zburat porumbei? Ați avut porumbei și în Belgia? Am zburat porumbei și în Belgia, dar din cauza locației unde stăteam, nu puteam să joc viteză de fond și m-am axat pe fond și maraton. Deci, la ora actuală, dețin porumbei de fond și maraton. În ce zonă în Belgia locuiești? În ce provincie? Deci, locuiesc, am locuit, da, la 14 km de Liege, în, da, localitatea Jemet. Acolo am avut porumbei din anii 93 până în 2018, până anul ăsta. Da. Acum i-am adus pe toți în coace. Ați apucat să concurați aici? Cu ei? Nu. I-ați adus pe toți la matcă, nu? Nici măcar nu mi-am făcut încă o crescătorie? Crescătoria, deoarece mi-am cumpărat casă și am de lucru mult la casă deocamdată. Sper că... Tot în oraș v-ați luat casă aici? Da, la Bod. La Bod. Da. 7-8 km de Brașov. Am porumbei acum, sunt cam împrăștiat, sunt cam în 3 locuri la prieteni de-ai mei. Dar până la primăvară sper să vă finalizați construcția, nu? Sau nu? Construcția, da, sper să fac cel puțin pentru pui deocamdată și să încep în primăvară să-i antrenez și să, la etapele cu pui, să încep să particip și eu. Ca și origini, porumbei noastre pe care i-ați adus în România, din ce sușe provin? Ce am adus în România sunt 70% covandomele, iar restul 30% sunt giostone și nu vă pasă, da. Toți crescători cu nume mari la nivel, da, internațional. Sunt cu nume mari. Am avut porumbei destui de mulți cumpărați. Mi-au dat și satisfacție în Belgia. Am zburat de 20 de ani, aproape zbor Barcelona. Cum e Barcelona ca zbor? E dificil? Este foarte dificil, deoarece acolo porumbei, în clipa în care pleacă de la Barcelona, au alpi în față, pleacă într-un unghi foarte mare, deci Anglia, Belgia, Olanda, Germania, deci da, acesta este unghiul. Acum cei mai avantajați la Barcelona sunt francezii, care au distanța cea mai scurtă. Cel mai bun loc pe care l-ați obținut la Barcelona în decursul carierei? Am avut, cred, locul 200 și ceva internațional. Bine, stați bine. 200 internațional. Anul trecut am clasat 8 din 8. Bun, foarte bun. La Barcelona. Înseamnă că aveți posteri de mare calitate. Am început cu locul 400 internațional, cred,
sau național, nici nu mai știu exact, cam așa ceva. Da. Pe național cred că am clasat. Păi stați mai bine dacă pe internațional, da. Și pe regiune 8. Deci e bine. Asta a fost. Înseamnă că în momentul în care o să vă reproduceți pe aici, o să începeți să zburați, veți fi un concurent redutabil. Eu zic părerea mea că porumbei care sunt direct aduși de dincolo, dacă îi pui în același sânge, greu. Deci trebuie, va trebui să faceți infuzii, deci nu? Trebuie să faci infuzie cu ceva de aici. Deci ceva ce e acomodat la regiunea de munte, acolo se zboară marea majoritate pe șes. Da, așa este. Deci, acum rămâne de văzut cum se aclimatizează linia de porumbei care am avut-o acolo. Dar dacă aveți puțină răbdare, cred că în câțiva ani de zile trebuie să și... Sper să fac treabă și aici, cum am făcut și înainte de 90, am făcut treabă bună, cred. Și sper să, ca pe viitor, să fac... După ce o să vă înscrieți, mai aveți energia să mai rămâneți tehnic aici la... Nu vă mai băgați, nu? Nu-mi plac multe chestii aici, mă rog, da, în țară. Chestia că, deci în loc să ne unim, să rup grupuri și-și fac cluburi, nu știu dacă este o chestie bună, care ne avantajează pe noi brașovenii, da, pe băieții din Cristian, pe băieții din Zărnești, nu știu dacă ne avantajează, că având număr puțin de porumbei, punctajele cresc? Punctajele sunt foarte mari și nu te vezi nicăieri. Sportul ăsta pentru mine e o pasiune, ce am început-o la 6-7 ani. O moșteniți de la cineva din familie? Nu, în familie n-a avut nimeni porumbei. Dar după dumneavoastră, fii, nepoți, mai au? Nu mai aveți, da? Am o fată care este măritată în Belgia, dar nu e interesată de așa ceva și nici ginere nu. Deci asta e, cu mine o să... să oprească treaba. Deci sper ca pe viitor să fac treabă. Așa acum că vă cunosc și personal. Merge, așa cum merge treaba la noi, la Brașov. Da. Mai bine, mai rău. O să vă urmăresc, domnul Savu, prin clasamente. Mulțumesc. La concursurile cele mai dure de fund și maraton. Sunt convins că o să faceți treabă, pentru că se vede că sunteți... Maraton, nu cred că o să... Distanța Berlinului e deja prea mare pentru Brașov. Da? 1260. E enorm. Iar la alte concursuri care sunt mai scurte, nu avem număr de porumbe. Până la Barcelona ce distanță aveați, de exemplu? 1050.